Hydraneo, tehnologia Lima Grain pentru gestionarea secetei, a fost lansată în România. Fermierii au acum la îndemână un instrument concret care îi ajută să aplice cea mai bună tehnologie adaptată condițiilor climatice din locația fermei lor. Totul pentru un spor de producție. Hydraneo este soluția pe care fermierii o au la îndemână pentru a reuși chiar și în cei mai dificili ani să aibă un randament maxim al culturilor agricole. Prezentarea celei mai noi tehnologii de gestionare a secetei în fermele românești a fost susținută de specialiștii Lima Grain Roxana Pastuhov, Marketing Manager Lima Grain, și de Alphonse Horo, Innovation Project Manager Lima Grain Europe. Concret, ce este Hydraneo? E bine, noi vrem ca el să fie un nou reper, un nou standard pe piață pentru tot ce înseamnă irigarea și secet, pentru a face față secetei. Cum spuneam, la nivel global există această problemă și atunci sunt mai mulți factori care generează seceta, și anume clima, încălzirea, practicile economice, practicile agricole, solul, soiurile rezistente și așa mai departe. E bine, putem evalua mai exact riscurile fiecarei ferme și putem recomanda cea mai bună soluție adaptativă din punct de vedere genetic, dar și practici agricole care să reducă seceta și să maximizeze stabilitatea recoltei. Și am implementat astfel acest program pentru o practică agricolă pe teren adaptată la situația concretă a fermei. Cum punem acest diagnostic? Mai întâi am creat un software, pentru că nu e simplu pentru toată lumea să pună un asemenea diagnostic. Sunt mai multe criterii, mai multe, o serie întreagă de date care trebuie avut în vedere, și asta o face acest software pe care l-am creat și care poate fi folosit de către fermieri. Sigur, am vorbit cu fermierii, am discutat de nevoile lor și sunt sigur, noi introducem niște date, inclusiv partea genetică a soiurilor, dar și solul, compoziția solului, compoziția organică a solului, tipul de recoltă, și vedem care este practica agricolă a acelui fermier, pentru că toate au un impact asupra situației în timp de secetă. Și în acest program informatic avem... Le-am aplicat, am introdus date din 100 de puncte, date istorice pe ultimii 100 de ani în România, pentru toată România, și putem apoi să punem un diagnostic individual pentru fiecare fermă din România. Deci putem individual să diagnosticăm situația fermei respective. Deci putem foarte precis să evaluăm riscurile pentru fiecare fermă în parte și să vedem dacă practicile fermei sunt riscante sau nu în ce privește seceta, și recomandăm cea mai bună soluție genetică, hibridul cel mai bun și practicile agricole cele mai adecvate pentru a face față situației. Acum, așa cum înțelegeți, Hydraneo este legat și de a propune produse și semințe care să tolereze seceta mai bine, să reziste la secetă, și la Lima Grain am dezvoltat o metodologie specifică disponibilă pentru a putea procesa mediul, a măsura stresul climatic, a putea identifica cel mai bun soi potrivit sau hibrid rezistent la secetă. E vorba de o interacțiune între genotip și mediu, și dacă vrem să avem produs foarte stabil pe piață, trebuie să evaluăm foarte exact, să măsurăm impactul mediului și al climei, și pentru asta avem o echipă dedicată acestui lucru care deja lucrează de 10 ani pe acest produs, ca să găsească o metodologie adecvată încât să poată evalua foarte bine mediul și să poată propune cea mai bună soluție. Metodologia este inclusă în produsul nostru de semințe și hibrizi adaptați genetic. Mai avem o rețea foarte vastă de locații de testare, câteva sute de locații în întreaga Europa, din Franța și Danemarca până în Rusia și Turcia, unde testăm produsele, și aceste locații au fost dotate cu diverse dispozitive
care să măsoare toate datele de climă, de mediu și stresul climatic. Vedeți aici, stresul e monitorizat de aceste dispozitive, cum ar fi de pildă acest tensiometru care este introdus în sol și care măsoară conținutul de umiditate al solului la fiecare 2 ore pe întregul ciclu al vieții porumbului, în timpul înfloririi și până la produsul, la porumbul copt, așa încât să se urmărească reacția la secetă. Și aceste date sunt procesate pe calculator. Am creat o metodologie, pentru că Hydraneo e o metodologie patentată, de altfel am luat patent pentru ea. Metodologia aceasta acoperă inclusiv și calculează recolta, volumul recoltei, productivitatea, randamentul, dacă vrem, și pe baza unui anumit genotip se identifică acel genotip potrivit, care e cel mai tolerant, rezistent la secetă, în funcție de stresul climatic respectiv, și atunci când crește nivelul de stres, producția rămâne totuși stabilă, chiar în timp de secetă. Rezultatele obținute de Hydraneo au fost prezentate de Roxana Pastuhov, marketing manager Lima Grain. Aceasta a arătat care sunt sporurile de producție și de venituri pe care fermierii le pot obține cu ajutorul programului și recomandărilor de la Lima Grain. Lima Grain inovează, Lima Grain cercetează foarte mult, investim, știi că mai vorbeam noi prin culise, investim undeva la 15% din total cifră de afaceri în produse și hibrizi noi. Creăm produse special concepute pentru a avea o toleranță foarte bună la secetă și a performa foarte bine în condițiile climatice din România. Hydraneo pleacă de la, în primul rând, a fost un joc de cuvinte, Hydra însemnând viață, da. Neo venind de la vreme, de la meteo, și atunci am creat denumirea Hydraneo. Noi în spatele acestui program mai avem un alt program pentru o cultură diferită față de porumb, chiar dacă astăzi vorbim de cultura de porumb, da. Avem și o altă cultură și un alt proiect în spate, este vorba de Saneo, și este destinată, tot așa sunt hibrizi creați pentru cultura de floarea soarelui. Programul Hydraneo este unic pe piața din România și asta datorită faptului că are un program în spate, datorită faptului că colegii mei de vânzări vor putea să vină în fermele dumneavoastră să culeagă date despre ferma dumneavoastră, date referitoare la tipul de sol, la ce tip de utilaje folosiți, la data semănatului, rotația culturilor. Pe lângă asta, avem o bază de date de 800 de stații meteo la nivel de România pe ultimii 25 de ani. Vom putea genera prin acest sistem o diagnoză asupra fermei dumneavoastră, cu recomandările de a utiliza produsele companiei Lima Grain sub marca Hydraneo, dar totodată și un ghid de bune practici pentru a putea să vă îmbunătățiți lucrările din ferma dumneavoastră. Și am să continui să prezint, așa cum Alfons menționa, produsele, partea programului Hydraneo în România. Este vorba de LG 30315, este un hibrid din grupa FAO 320, este un hibrid pe care îl avem de 2 ani de zile la vânzare, un hibrid care a performat foarte bine în toate zonele de secetă ale României pentru grupa FAO pe care o reprezintă. Avem un nou produs, este încă sub denumire de cod, pentru că urmează să fie înregistrat și lansat în următoarele luni, deja din finalul lunii noiembrie o să avem și denumirea comercială, dar am vrut să vi-l prezentăm, să vă arătăm lucrul pe care cercetătorii noștri fac, echipa de cercetare și dezvoltare care este reprezentată astăzi de colegii mei, lucrează foarte mult să facă teste și să vadă care sunt cei mai buni hibrizi adaptați pieții din România. Și vorbim de un alt hibrid, LG 30500, un hibrid semitardiv din grupa FAO 470, care la fel performează foarte bine în condiții de secetă. Ne interesează să știm care este profitul la hectar și care sunt diferențele vis-a-vis de a utiliza un produs patentat Hydraneo Lima Grain
și versus un produs de la concurență sau un produs care nu este patentat cu acest program. Și diferențele sunt pentru cel puțin ce rezultate am scos noi din datele pe care le-am avut. În condiții de stres foarte mare am avut un profit de 66 de euro la hectar. În condiții de stres mediu am avut un profit de 76 de euro la hectar, iar atunci când n-au fost condiții de stres am obținut 73 de euro la hectar. Dacă vorbim mai departe de produsul LZM, care încă nu este lansat, dar urmează să fie lansat în următoarea lună, am avut tot așa rezultate comparativ LZM cu, am pus noi trial average, asta înseamnă media celorlalți hibrizi pe care i-am testat și în condiții de stres foarte mare am avut o producție la hectar de 7,9 tone, iar pentru celelalte produse 7,5, deci o diferență de 0,4. Dacă vorbim de condiții de stres medium, am avut o producție de 11 tone la hectar, iar pentru celelalte produse o producție de 10,3 tone la hectar și în condiții când nu am avut stres, 13,7 tone la hectar și 13 tone pentru celelalte produse. Ce înseamnă iar din punct de vedere al profitului pentru fermier? În condiții de stres 52 de euro la hectar, în condiții de stres mediu 79 de euro la hectar, iar în condiții, iar când nu sunt probleme din punct de vedere climatic, un plus de 92 de euro la hectar utilizând produsul LZM 366-57. Cu Hidraneo, fermierii români au numai de câștigat. Chiar și în condițiile unui an de secetă, ei au producția agricolă cu cel mai bun randament și obțin aceste rezultate într-un mod simplu, prin analiza Hidraneo și urmând recomandările specialiștilor Lima Grain pentru tot ceea ce ține de tehnologia de cultură și, bineînțeles, alegând hibrizii cei mai performanți pentru zona unde se află poziționată ferma.